Bună! Bine te-am regăsit la un nou episod din Minutul Psi. Astăzi o să-ți vorbesc despre secretul unei vieți de succes. Dar voi întâi câteva cuvinte despre creier, care este o mașinărie extraordinară, care ne poate duce și la progres, dar și la eșec. Atunci când îl programăm să învețe lucruri noi, el va ajunge să le facă în mod automat, astfel încât, în unele aspecte, este mai inteligent chiar și decât un computer. Dacă noi îl programăm, ne va duce la rezultate extraordinare. Dacă însă lăsăm creierul să ne guverneze, ne poate duce chiar și la distrugere. În concluzie, noi suntem cei care decidem ce facem cu viața noastră. Am scris aici pe tablă câteva centre de interes ale vieții. Toate au părți bune, dar sunt incomplete. Atunci când punem în centru vieții noastre doar una dintre ele și gravităm în jurul ei, aceasta poate să ne dea viața peste cap și ne dă o mare instabilitate. Stabilitatea și încrederea în sine apar atunci când ne autodirecționăm și ne bazăm deciziile pe principii. Principiile sunt legile care guvernează lumea umană, așa cum legile fizicii guvernează lumea fizică. Principiile se aplică în mod egal tuturor, indiferent de sex, de statut, de bogăție. Ele nu se pot cumpăra și nu se pot vinde. Atunci când le respecti, vei ajunge la excelență. Dacă însă le ignori, vei eșua. De asemenea, principiile nu te trădează, nu fac favoruri, nu te înșeală și nu te părăsesc. Te invit la un proces de autoreflecție să ți le găsești singur pe ale tale. Aici am notat doar câteva exemple de principii solide în viață. Viața centrată pe principii este fundația cea mai stabilă pe care tu o poți construi și este secretul pentru a excela în toate celelalte arii de interes. În orice situație te afla, întreabă-te ce principiu se află la bază și orice problemă vei avea, răspunzându-ți la această întrebare, vei reuși să rezolvi și problema. În încheiere, îți dau câteva recomandări care să te ajute să-ți găsești propriile principii care să te guverneze. Găsește-ți un loc liniștit în care să stai singur și să-ți dai seama ce este cel mai important pentru tine. Ascultă melodiile preferate, fii atent la versuri și vezi dacă se potrivesc cu principiile tale. Ce gândești tu atunci când nu ai nimic de făcut? În felul ăsta îți vei da seama care este centrul tău de interes. Dacă ai vreo gândire, vreo credință limitativă, de exemplu, eu nu mă pricep deloc la gospodărie, încearcă într-o zi să acționezi exact invers. De asemenea, urmează proverbul, tratează-i pe ceilalți așa cum tu vrei la rândul tău să fii tratat, este foarte valabil. Și nu în ultimul rând, încearcă măcar de câteva ori principiul muncii asiduie. Când ai ceva de făcut, fă un pic mai mult decât ți-ai propus și ai să vezi ce bine ai să te simți. Cam atât pentru astăzi, te aștept și în episodul următor cu alte lucruri interesante și tot despre o viață de succes. Pe curând!